Vă salutăm din Sri Lanka. Suntem în capitala Colombo, o țară insulară asiatică situată în sudul Asiei, în Oceanul Indian. Suntem cazați la hotelul Maratha, situat în fața oceanului și, după cum se poate observa, trenul care trece prin fața acestui hotel are legătură cu trei orașe foarte importante, precum Kandy, Gale și Negombo. Am urcat la ultimul nivel al acestui hotel pentru a putea admira cât mai bine zona. După cum se poate observa, la ultimul nivel avem piscină și un restaurant care este deschis începând cu ora 10 până la ora 4 după masă. Din prima clipă, când am intrat în acest hotel, mi-a atras atenția intrarea, care are multe flori și mirosul de scorțișoară. Deși este foarte cald afară, vorbim de o climă tropicală care are o umiditate foarte ridicată, am hotărât să facem o mică excursie și să ne pierdem puțin pe aceste străzi. Cam așa arată aici un taxi în varianta economică. Și după cum se poate observa, am luat și noi un tuk-tuk pentru a ajunge cât mai repede la destinul nostru. Am ajuns într-un mall foarte interesant și spun asta din două puncte de vedere. Prima, pentru poarta de securitate, pentru a putea intra aici, toate bagajele sunt controlate, iar telefoanele trec separat. Iar mai apoi este vorba de curățenia și ordinea care am întâlnit-o aici, în comparație cu zona cea mai săracă din Colombo. Acea zonă unde miroase extrem de urât și îți este scârbă să mergi pe acele străzi. Am hotărât să luăm prânzul la acest restaurant pentru că era curat și am vrut să fie ceva diferit de ce am mâncat noi până acum. Ne-am comandat două platouri, peștele era foarte bine gătit, cu multe condimente, iar sosul era foarte picant. Ce mi s-a părut foarte interesant la nota de plată sunt cele două taxe atașate, taxe de serviciu 10% și un impozit de 15%. În total am plătit 20 de euro aproximativ.
Un alt lucru foarte interesant din acest mall mi s-au părut magazinele. Magazine mari, luxoase, dar oamenii nu intrau în ele. Practic, nimeni nu cumpăra nimic. Și dacă mergem puțin mai departe, la aproximativ 200 de metri de mall, putem găsi o proprietate a guvernului. O clădire frumoasă, protejată, bine îngrijită și foarte plăcută de admirat. Cam așa arată. Oamenii încearcă să comercializeze produse, fie sunt preparate gătite, fie sunt băuturi. Problema cea mai mare este mizeria, iar ca turist nu te atrage absolut nimic din ceea ce se oferă. Intenția de a comercializa produse este foarte bună, dar nu sunt condiții. Aceste băuturi au stat în soare toată ziua. Recunosc că aceste fructe mi-au făcut cu ochiul foarte mult, doar că erau prăjite de soare și nu se puteau consuma. Cam asta a fost plimbarea mea astăzi în Colombo. Ciao!